Gata? Bună ziua! Din păcate, o veste tragică ne-a lovit astăzi pe toți cei din Partidul Social Democrat. Colegul nostru, deputatul Radu Sebastian, a pierdut lupta cu acest virus crud și pe această ocazie transmit condoleanțe familiei. Din păcate, vedem în fiecare zi cum sute de români pierd această bătălie. Realitatea crudă arată că spitalele sunt pline, iar ATI-urile sunt sufocate în România, iar în tot acest timp vedem cum Klaus Iohannis și liderii partidelor care au pierdut alegerile sunt preocupați doar de jocuri de culise pentru a confisca voturile românilor. Vedem cum în loc să respecte rezultatul votului, se bat pe ciolan și pe funcții, nu pe soluții pentru a prelua controlul pandemiei sau pentru a susține economia. O coaliție de tip CDR nu va rezolva situația de criză, ci o va agrava. Demisia lui Orban, de acum câteva zile, nu rezolvă nimic. În spatele lui Orban au stat și vor să rămână în continuare, adevărat, cu ajutorul președintelui, aceiași politruci care au distrus România în acest un an și câteva luni cât au condus-o. Electoratul a sancționat extrem de clar eșecul guvernării Iohannis Orban și a indicat o altă cale, o cale a profesioniștilor și a soluțiilor. România au ales PSD, iar propunerea de premier în persoana doctorului Alexandru Rafila este de departe cea mai bună pentru situația actuală. Iar soluțiile pentru a scoate țara din criză se află în programul de guvernare al PSD, program care poate fi implementat din prima zi de guvernare. Solicităm imperativ președintelui să lase jocurile de culise, care deja au adus România în situația dezastroasă de astăzi, și să respecte voința electoratului, ferm. Să conștientizeze că este șeful unui stat aflat în criză profundă, că s-a încheiat campania electorală, și solicităm să-și reamintească faptul că în spate nu are steagul Partidului Național Liberal, ci steagul României. Să respecte regulile democrației, iar pentru asta să desemneze un premier din partea Partidului Social Democrat. Cu siguranță, doctorul Rafila își va putea construi o majoritate, fiindcă există parlamentari raționali în fiecare sau în aproape fiecare partid reprezentant în viitorul Parlament. Dacă aveți întrebări. Dacă totuși președintele propune un premier propus de cei de la PNL, Partidul Social Democrat intră pentru prima dată după 8 ani în opoziție. Ce înseamnă acest lucru pentru Partidul Social Democrat? În primul rând, n-ar fi pentru prima dată după 8 ani în opoziție. Suntem de un an și ceva în opoziție. Care controlează majoritatea? Mă rog, haideți să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Eu am speranța că până în ultima clipă președintele va înțelege că este președintele unui stat european și va respecta regulile democrației, va atribui mandatul de premier partidului care a câștigat alegerile, partid care are 10 zile la dispoziție pentru a își coagula o majoritate în jurul acestei propuneri, situație în care, dacă se întâmplă să facă acea majoritate să meargă în Parlament să obțină votul, în situația în care nu va reuși să coaguleze majoritatea, să depună mandatul de premier desemnat. N-aș vrea să comentez ipoteze, speranța mea este că va înțelege că în democrație se organizează alegeri, se câștigă și se pierd alegeri de către partidele care candidează, iar partidul care câștigă are prima șansă, va trebui să fie prima opțiune pentru a desemna premierul. Ne spuneți că există varianta în care președintele să propună un premier și totuși să nu fie un vot în Parlament? Veți încerca să negociați și acest lucru? Nu, dar să nu se negociază. Noi nu negociem nimic. Noi cerem respectarea principiilor democrației și anume atribuirea de mandatului de premier desemnat. Ce se va întâmpla după aia va rămâne să stabilim pe parcurs. Însă, eu n-aș fi atât de convins că această coaliție CDR, i-aș spune, CDR 2, n-aș fi atât de convins că va reuși să coaguleze o majoritate. În momentul în care ocolești partidul câștigător atunci când desemnezi premierul, ai probleme de tipul celor pe care le are Klaus Iohannis astăzi și partidele care vor să constituie această majoritate. Pentru că împreună toate, dacă a reușit să înțeleagă, de-abia ar trece de 50%. Ceea ce este o problemă, haideți să vedem dacă se ajunge acolo. O opoziție făcută de cei de la AUR vă ajută sau vă încurcă? O opoziție făcută de cei de la AUR
aproximativ 50 de parlamentari, vă ajută sau vă încurcă în viitor legislativ? Eu nu-mi dau seama dacă încurcă sau ajută. Aceasta a fost voința electoratului. România a hotărât ca PSD-ul să câștige alegeri și să conducă România în următorii 4 ani și au hotărât într-un proces mai mic ca cei de la UR să fie în Parlament. Că îmi convine mie, că mă ajută sau că nu mă ajută, asta e voința electoratului și n-am să cad în camcana în care se află președintele și partidele care au pierdut alegerile, care spun că ei hotărăsc cine să fie și cine să nu fie în Parlament. Voința electoratului trebuie respectată. Întotdeauna românii la vot au dreptate. Așa e în democrație. Vi s-ar părea firesc în cazul în care nu sunteți primul partid chemat la consultări să nu mai mergeți la aceste consultări? Am înțeles că a avut președintele partidului o declarație în sensul acesta. Cred că așa cum s-a respectat această cutumă timp de 30 de ani și anume partidul câștigător, mă rog, ordinea partidelor să fie și ordinea procentelor obținute la vot, ordinea invitaților venite la Cotroceni, firesc ar fi ca Partidul Social Democrat să fie primul partid invitat și, evident, partidul care va avea prima opțiune. Până la urmă, tot înțeleg că există se vehiculează această retorică prin care se spune că PSD-ul n-a reușit să facă o majoritate. Păi dacă PSD-ul n-a reușit să facă o majoritate, de ce este atât de îngrijorat președintele României și nu desemnează mandat, dă prima opțiune, de ce nu este PSD-ul, dacă tot nu reușește să facă o majoritate? Să respecte Constituția, să atribuie mandatul de premier desemnat, să se verifice în 10 zile această majoritate și dacă președintele are dreptate, înseamnă că după în 11-a zi poate atribui mandatul celor de la PNL fiind pe poziția a doua. De ce credeți că se încăpățânează sau pare că se încăpățânează, vedem ce se întâmplă la consultări, și nu atribuie acest mandat câștigătorilor, dacă tot e foarte sigur că nu se poate constitui o majoritate în jurul PSD? Această decizie va lua președintele partidului în urma consultărilor luate în Consiliul Politic Național, FOR, care va decide această chestiune. Luați în calcul să suspendați pe președintele Claus Iohannis, pentru că tot spuneți că încalcă. Președintele României ar merita să fie suspendat, nu pentru ceea ce urmează să facă, ci pentru ceea ce a făcut în ultimul an de zile. Însă România se află într-o criză sanitară profundă și într-o criză de-abia la începutul ei, o criză financiară. Ori o suspendare, adică o criză politică suprapuse peste acestea, o suspendare presupune pe lângă o criză politică, presupune un referendum în 30 de zile, adică o nouă campanie electorală, o nouă zi a votului, iară sute de mii de oameni implicați în procesul electoral și iarăși o expunere a societății, a populației la acest virus. Lucru pe care nu le-am dorit. Considerăm că și aceste alegeri puteau fi amânate, iar adevăratele obiective ale clasei politice să fie totul altele. Poate că România ar fi arătat mai bine dacă președintele și premierul ar fi înțeles că erau scopul clasei politice ar fi trebuit să fie altul în această perioadă. Nu vreau o nouă zi a alegerilor și un nou referendum. Nu excludem această posibilitate pentru că nu știm ce va urma să facă președintele. Că nu putem exclude definitiv o astfel de variantă, dar cred că în acest moment o criză politică nu e necesară, iar președintele este primul care trebuie să conștientizeze și repet chestiunea asta, faptul că este șeful unui stat aflat într-o criză profundă, este primul care trebuie să fie rațional. Ce părere are Partidul Social Democrat despre propunerea Nicolae Ciucă pentru funcția de premier? Nu știu dacă aceasta este propunerea partidului președintelui, nu știu nici măcar dacă este propunerea PNL-ului. Personal, am o părere bună despre domnul Ciucă, despre cariera militară a dânsului, însă totuși să nu uităm că noi nu suntem o țară bananieră, suntem o republică democratică, iar prin Europa n-am mai văzut militari în conducerea guvernelor. Militarii au treaba lor, sunt de respectat pentru asta, iar guvernele sunt conduse de oameni politici, de specialiști în alte domenii. Dar să ajungem și acolo. Eu totuși vă repet, consider că prima propunere, prima opțiune a președintelui trebuie să fie domnul Rafila, propunerea Partidului Social Democrat, având în vedere și situația epidemiologică, criza sanitară în care se află România, cred că un specialist în acest domeniu, măcar pentru o perioadă de timp, este cea mai indicată persoană pentru a coordona și campania de vaccinare, dar și toate măsurile care trebuie să fie implementate, luate și implementate în perioada următoare. Partidul Social Democrat, există vreo șansă să voteze această propunere dacă ea se va concretiza în Parlament? Propunerea care? Propunerea domnului Ciucă. Din punctul meu de vedere este exclusă o astfel de variantă. Și înțeleg că a și declarat-o președintele partidului, nu vom vota niciun fel de propunere din partea PNL. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc!